What? Și Hero 7, am înțeles că și Hero 8 au bug-uri de software și trebuie să stai să te uiți la ele atent, de multe ori se blochează, deci nu sunt nici ele sfinte. Sisoi. De multe ori când filmez, îmi apare aici o cheiță, pur și simplu mi apare cheița aia de la setări. Ce așa iurea, nu știu dacă filmezi, dacă nu, bine, îți dai seama dacă filmezi pe LED-ul ăla roșu care se aprinde și se stinge, 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 se aprinde și se stinge și pâlpâie așa și se aprinde și se stinge. Ne plimbăm prin sătul de oameni ca ăștia. Sătuculețe. Sunt frumoase pentru că mai ai o curbă, mai ai o chestie, te salut. Numai că e puțin cam periculos, pentru că unii își mai fac o casă, neagică mai scapă o plasă cu ulei pe drum, copiii sar pe garduri când te aud, vin în fața ta, nu știi ce vor să facă, te sperii, cazi. Uite, în curba asta, de exemplu, era să pic de foarte multe ori. De ce? Pentru că acolo e o curbă foarte strânsă, după un drum drept, unde se mai varsă uleiul. Dar cea mai strânsă curbă e asta. Bine, asta pe traseul ăsta, pe unde merg acum. Și aia îmi place. Păcat de comunele astea, că au cam fost uitate. Am două rucsacuri după mine și casca de pasager. Se vede în umbră. Un rucsac îl am în spate și unul în dreapta aici. Pe aici s-a turnat. Oare am voie să merg pe aici? Atât timp cât nu sunt semne, cred că da. Doar până aici. Și aici? Am înțeles, aici n-au mai vrut să toarne. De ce? Pentru că lua asfaltul la vale. Băi, mergi mă pe banda ta, Hasane! Hasane! Hasan lucrează pe Maxi Taxi și Hasan taie curbele. Motociclete? Mai multe motociclete. Foarte multe motociclete. Mi-e și frică să mă dau pe asfaltul ăsta, pentru că nu știu dacă e... Da, și poliția ce zice? Nu știu dacă e ok să mă dau pe asfaltul ăsta acum. Am aderență pe așa ceva? Au. Mi s-au lipit bobițe de alea de cauciuc. Da, e clar, nu mai am aderență mare acum. Tu vă asfaltul cu bobițele voastre, Hasane! Hasane! Hasan e de vină. Hasan e ăla care tăia curbele și a stricat asfaltul. Hasan face această cursă de cel puțin 10 ori pe zi. Și Hasan strică asfaltul. Hasan trebuia să plătească asfaltul, nu primăria. Mi-e frică. Frunze care joacă pe asfalt. Oameni care joacă pe scenă. Pureci care joacă pe masă. Și bunica mea care joacă în picioare. Ei, cățelul. Aici am căzut în șanț. Au. Ce frumos să vede. Bă, de câte muște, deci efectiv aud așa cum să lipesc de cameră. Puc, 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 puc. Puc, 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 puc. Bălea, bălesc în cameră. Ho, ho, ho!
Foarte bun, îmi plac. Eita. Nu, nu, mai cânta. Nu, nu. Nu mai cânta. E greu, e greu. Oamenii aici caută comoara ascunsă? Poate da, poate nu. Scrieți în comentarii ce melodie e asta. Care o recunoașteți, aveți o plimbare gratis cu motocicleta. Aici trece trenul. Mai trece trenul. Cânt, mă, mult melodie asta, dracu. Deja am făcut 30 de kilometri și încă mai cânt melodie asta. Oh, Doamne, ce-mi place timpul ăsta. Pentru că acum astorale e frică că se apropie iarna, că îi dă cu zăpadă. Și au scos delimitatoarele alea de viteză, care erau foarte păcătoase. De ce? Pentru că ce fac ele? Delimitează viteza. Ce? Ok. Delimitator de viteză. Care ce face delimitatorul de viteză? Nu delimitează viteză. Dacă delimitezi viteza, asta nu înseamnă că rămâi la o viteză fără limită. Deci un delimitator de viteză delimitează viteza. Deci delimitatoarele de viteză te pot face să mergi cu cât vrei, nu? Perfect, foarte tare rezultatul meu. Vedeți ce calcule deosebite. Ce gândire. Puțin cam creepy, dar asta e. Să mai dați probleme de-astea, că le mai rezolv eu. Gata, apa, ajunge, nu mai, gata, ajunge. Am muște pe cameră, nu? Aha, mă așteptam, pentru că am și pe vizieră. Rozele cad de copaci, de copaci, de copaci. Iarna vine ca un braț, ca un braț, de copaci. În acea parte, dragilor, puteți privi mâna mea, dar și ploieștiul, unde... Pițipoag! Bună! Sunt în fața mea. Le dăm fază lungă, vreau să trec. Mersi. Vă salut, băieți. Sunteți bogați voi. Eu nu sunt bogat așa. Cât ai cârdu de motocicliști. Ăsta al doilea din spate, cred că e un Monster Ducati Monster. Normal, nu știu dacă v-am mai spus, dar când se merge în grup, se merge unul stânga, unul dreapta, unul stânga, unul dreapta. Văd că ei nu respectă asta. Ce-i place să se dea?